Bun, hai să vedem pe câți am pierdut. Bun, mergem și clădim pe premiza o căsătorie sănătoasă, o căsătorie fericită și că totul pornește și se încheie cu legământul. Și am văzut cum, din punct de vedere biblic, căsătoria este privită de Dumnezeu ca un legământ. Și discutând de efectele și implicațiile legământului, am observat că putem ajunge la binecuvântări sau putem ajunge la consecințe. Deci vreau ca să ne axăm în perioada asta care ne stă în față pe câteva din responsabilitățile care țin de sănătatea relației noastre de cuplu. Dar înainte de a ajunge la ele, aș vrea să ne uităm în Genesa capitolul 2, un capitol care ne exprimă scopul lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu în căsnicie. Și vreau să citesc de la versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a dus la om să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul, fiecare viețuitoare, acela era numele. Omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului, fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, a închis carnea la locul ei, și din coasta pe care o luase din om, Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lupi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Și întrebarea din textul ăsta e: care e scopul lui Dumnezeu în căsnicie? Literalmente, din textul pe care îl avem în față, scopul lui Dumnezeu a fost să ajute ființa umană să se întregească, să fie completă, ca să poată împreună să împlinească voia lui pe acest pământ. E foarte interesant cum cu un capitol înainte Biblia vorbea de crearea omului și vorbește tot la plural, în limbaj conjugal, când spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. De aceea nu-i bine ca omul să fie singur, pentru că cadrul în care se întâmplă lucrurile, cadrul căsniciei, a relațiilor de familie, trebuie să fie întregit. În alte cuvinte, să fie două ființe, una care să o împlinească pe cealaltă. Și asta e interesant cum se deduce din textul citit. Dumnezeu nu-i face orice ajutor lui Avram, ce observăm în text, îi face un ajutor cum? Potrivit. Am să-i fac un ajutor potrivit, și în limba ebraică sensul literalmente înseamnă față în față. E ca și cum ai două piese de puzzle care stau față în față și prin îmbinarea lor se potrivesc de minune, se complementează, devin o unitate. De aceea în majoritatea cazurilor verbul respectiv potrivit, am să-i fac un ajutor potrivit, în ebraică descria complementaritate, corespondență. Ce denotă practic acest lucru este foarte clar că femeia e creată în concordanță cu nevoile, cu structura, cu tiparul bărbatului. Și psihologia, anatomia, chiar și bunul simț ne dezvăluie atât de clar că personalitatea, trăsăturile, nevoile, chiar și structura anatomică sunt atât de bine completate de caracteristicile unice ale femeilor. Nevoile bărbatului cu nevoile femeii, ambele se completează. Și aici am doar o simplă listă cu care probabil o să reușim să ne identificăm. Bărbatul este de obicei cel care inițiază, conduce, femeia de obicei cea care răspunde. Bărbatul e mai logic, e mai rațional, evident că femeia e mai emoțională, el e mai constant, ea e mai schimbătoare, e mai hotărât, e mai intuitivă, el e mai compartimentalizat, ea e mai integrală, el e mai rezistent, e mai fragilă, mai sensibilă, el vede imaginea de ansamblu, ea privește în detaliu, el e mai independent, e mai dependentă, el e mai mult pe a face, pe când ea merge pe a fi.
Diferențele astea, chiar dacă oscilează uneori sau ca accent diferă, pentru că nu toți suntem la fel, dar în general le recunoaștem. De ce? Fiindcă așa ne-a creat Dumnezeu. Ba mai mult, e foarte interesant, cum din text, Adam, după ce este creat, după crearea lui Adam, Eva este creată, dar este creată altfel. Deci în traducerile noastre în limba română, același cuvânt este folosit, spre exemplu, cuvântul făcut, Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna pământului, în Genesa 2:7, e un cuvânt diferit față de cel pe care îl folosește când e vorba de facerea Evei. Cuvântul făcut al lui Adam, verbul, descria o acțiune obișnuită de modelarea unui lut. De aceea, când spune Dumnezeu că l-a făcut din țărâna pământului, folosește procesul acela de modelare al olarului, al lutului. Când e vorba de facerea Evei, e un alt cuvânt. Nu e un cuvânt ce descrie munca unui olar, o muncă obișnuită, ci un cuvânt care descrie munca unui artist. Nu a unui om care face o oală din lut, ci a cuiva care ornamentează obiecte de decor. Și e foarte interesant să observ lucrul ăsta și să-ți dai seama că Dumnezeu lucrează atât de precis pe Eva încât să îi se potrivească atât de bine lui Adam. Și asta îmi spune multe. Îmi spune un adevăr simplu, dar cu implicații profunde, și anume că bărbatul și femeia nu sunt la fel, sunt diferiți. Adam e într-un fel, Eva e într-un altul, complementari, da, dar nu sunt uniformi. Și aici vine implicația, și aici e cel mai important. Ai grijă la ce așteptări ai de la el sau de la ea, fiindcă s-ar putea să ai așteptări greșite în căsnicie. Mai ales cei care căutați un partener în căsătorie, sau poate cei care deja sunteți căsătoriți, nu vă așteptați ca partenerul vostru de viață să fie aidoma vouă. Așa ceva nu există și nici nu a fost intenția lui Dumnezeu să existe. Dacă Dumnezeu vroia să creeze două ființe identice, ar fi făcut roboți sau cloni, sau l-ar fi creat pe Adam și Seba, nu pe Adam și Eva. De ce? Mulți cred că tu ajungi să ai o căsnicie fericită când găsești pe cineva care gândește la fel, are același gusturi ca ale tale, are același stil, etc. Sau alții mai grav așteaptă ca partenerilor de viață, deși sunt diferiți, ei tot înjesc și după 10 și după 20 de ani să ajungă și ei în sfârșit să gândească ca ei, să devină ca ei. Și nu puțin sunt cei care încearcă să constrângă și să-și determine partenerul să ajungă ca ei. Și nu-i normal, nu-i sănătos, nici măcar biblic. Căsnicia n-a fost creată între două ființe identice, ci două ființe complementare care tocmai diferențelor dintre ei ajung să se completeze. De aceea ne-a dus Dumnezeu împreună. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru a împlini anumite lacune, nevoi pe care eu le am și pe care nevastă mea le poate împlini. Exact la fel și invers. Despre această dorință înspre unitate vorbește Dumnezeu în concluzia declarativă la finalul acestui pasaj. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevastă sa și se va lipi complementaritatea respectivă de nevastă sa și se vor face un singur trup. Un singur trup, o unitate. Acel întreg, acel puzzle despre care am discutat. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. 2. Observați tot în text că nu Adam își caută nevastă. Ce ne spune textul? Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Înainte de a-și descoperi Adam nevoia de un partener, nevoia de un partener, Dumnezeu a inițiativa. De aceea dacă îți cauți partenerul potrivit, fă bine și cere lui Dumnezeu să se implice. Lasă-l pe el să ți-l aducă, nu mama, nu mătușa, nu unchiul. Da? E foarte important, mai ales, atenție, mai ales când ești tentat să te îndrăgostești sau poate cazi îndrăgostit de cineva care n-are aceleași valori pe linie de credință cu ale tale. Dacă nu aveți același Dumnezeu, dacă nu porniți de la același nivel, dacă nu înțelegeți la fel nevoia, realitatea, existența lui Dumnezeu, e foarte, foarte greu să ajungi la complementaritatea respectivă, fiindcă, repet, luna de miere va trece și când vei ajunge luna de marmeladă, îți vei scoate colții.
Pentru că n-ai cum, dacă n-ai liantul, dacă nu l-ai chemat pe Dumnezeu în relația ta, cheamă-L pe Dumnezeu, lasă-L pe El să-ți caute nevasta sau soțul. Pe de altă parte, însă caut-o și tu. Observați ce Avram a căutat-o. Nu la întâmplare chestia asta cu viețuitoarele e interpusă, e plasată exact în episodul ăsta. Observați concluziile la care ajunge Adam după ce se uită și caută. N-a găsit nimic care să îi se potrivească. Foarte interesant, să îi se potrivească nu în conformitate cu standardele lui, ci cu standardele lui Dumnezeu, cum l-a creat Dumnezeu pe el. Adam simțea că ceva nu îi se potrivește. De aceea, întreabă-te în lumina acestui pasaj, dacă Dumnezeu ți-a adus-o și ți-a pus-o în viață, dacă te-ai căsătorit cu ea, oare de ce ți-o dat-o? Oare de ce mi-o dat-o? Fiindcă nimic în lumea guvernată de Dumnezeu nu-i la întâmplare. Probabil că ți se potrivește. De aceea încearcă, în loc să te uiți la diferențe și să accentuezi diferențele, încearcă să te uiți sub ce formă te completează Dumnezeu prin ea. Ce vrea să-ți comunice Dumnezeu prin ea? Să-ți împlinească anumite lipsuri, nu-i așa? Să-ți împlinească anumite nevoi. De ce? Fiindcă fiecare dintre noi avem anumite nevoi primordiale. Nevoi pe care bărbatul le are și sunt caracteristice bărbaților, indiferent de cultură, civilizație, epocă istorică, nevoi care sunt caracteristice femeilor, destinate specific femeilor. Și în funcție de aceste nevoi, foarte interesant cum Scriptura vine și pliază, construiește responsabilitățile în funcție de nevoile femeii, responsabilitățile bărbatului, în funcție de nevoile bărbatului, responsabilitățile femeii. Și hai să vedem cam care sunt. Începem cu doamnele. Întreb bărbații, care credeți voi că e cea mai importantă nevoie a femeii pe lângă pormoneu? Cea mai importantă nevoie a femeii. Care credeți voi că e cea mai importantă nevoie a femeii? Dacă nu știți voi, vreau să vă recomand. E o cărticică mică, e adevărat, dar este probabil cea mai tare carte scrisă în acest sens, probabil cea mai profundă și mai explicită carte pe care am citit-o pe tema cunoașterii femeii, care în urma sondajelor de opinie masculine e garantată, indiferent de soți care trăiesc, indiferent de continente, de peste 99 din bărbații care au citit-o. Nu știu dacă a apărut încă în românește, sper să apară. Titlul e sugestiv, în engleză, What Men Understand About Women, ce înțeleg bărbații despre femei. Și după o primă pagină în care există introducerea cărții, prefața respectivă, toate celelalte pagini arată ce înțeleg bărbații despre femei. Da, ce înțeleg bărbații despre femei, puteți observa, după fiecare capitol există foarte multe chestii, chiar și footnotes și alte lucruri bibliografice, cam ce înțeleg bărbații despre femei, da? Cea mai tare carte asupra căreia bărbații și-au dat de comun acord în unanimitate că într-adevăr este cea mai bună pe piață. Ce înțeleg bărbații despre femei? Aproape nimic. E bine, da, e bine că Dumnezeu ne înțelege nevestele. Și e bine că ne-o lăsa și înscris în Scriptură câteva lucruri pe care și noi să le pricepem ca și bărbați. De aceea în Efeseni 5 cuvântul spune, și hai să citim din Efeseni 5: bărbații, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, sfântă, fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Cuvântul cheie care apare în acest text, cuvântul care definește în general responsabilitatea bărbatului față de soția lui, este iubește-o. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. De ce? Fiindcă nevoia principală a femeii este dragostea.
cuvinte, complimente, tandrețe, cadouri, flori, afecțiune, îmbrățișări, dragoste, dragoste, dragoste. Prima și cea mai importantă nevoie a femeii. Și aș dori, în cele ce urmează, să vedem câteva modalități în care trebuie să-și manifeste soții dragostea față de soțiile lor. Și Biblia e destul de explicită în domeniul ăsta. Fiindcă bărbaților nu le vine natural să iubească, mai ales în stilul pe care îl cer și îl așteaptă nevestele lor. De aceea, pun ca și un cadran, tu îți arăți dragostea față de soția ta când, unu, te lupți împotriva firii tale. Cuvântul cheie este jertfă. Când tu te lupți împotriva firii tale, împotriva ceea ce nu-ți vine în mod natural, dar o faci de dragul altuia, tu jertfești. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și ce a făcut? S-a jertfit, s-a dat pe sine pentru ea. A jertfi înseamnă că faci un lucru care nu ți intră în obișnuință, ceva ce te costă, ceva ce nu-i ușor, ceva ce însă e benefic, tu știi că îl faci benefic pentru celălalt. Ce nu stă în general în firea bărbaților când e vorba de împlinirea anumitor nevoi intrinseci ale soțiilor noastre, cel puțin legate de dragoste? Trei lucruri. Unu, afecțiune. Niciodată nu vei reuși să-ți mulțumești nevasta când e vorba de afecțiune. Așa cum noi respirăm aer, așa respiră ele dragoste. Nu-i telepatică, ci manifestată vizual, practic, palpabil. Întrebare. Câte dintre voi, nevestelor, considerați că nevoia de afecțiune e nevoia principală în relația cu soții voștri? Da, am câteva neveste baptiste pe aici care au curat să ridice o mână. Așa, bun. Multora dintre noi, ca bărbați, nu ne vine natural. Tocmai de aceea Scriptura spune, precum Hristos a iubit biserica, la fel și ție, nu-ți vine natural, e normal să nu-ți vine natural. Dar trebuie să te jertfești, să o faci intenționat. Și o carte care o recomand în acest sens, o carte care a revoluționat multe căsătorii, și am ținut și până la urmă, slavă Domnului, că am reușit să-l aducem pe autor și în țara noastră, Gary Chapman, probabil cea mai vândută carte pe teme de familie din ultimii ani, cele cinci limbaje ale iubirii. Există cinci modalități recunoscute pe plan mondial de transmitere și înțelegere a dragostei. Sunt persoane care, spre exemplu, dau dragoste și cer dragoste folosind cuvinte. Lor trebuie să le vorbești, să le spui cuvinte de dragoste, cuvinte de apreciere, cuvinte de recunoștință. Ele din asta trăiesc, așa simt și precum simt, așa și dau dragoste altora. Sunt persoane care nu le interesează cuvintele cât de mult faptele, faptele vorbesc. Îmi spui că mă iubești, arată-mi că mă iubești prin fapte. Și astea sunt oamenii care lucrează, îți fac, te îngrijesc, îți cumpără, se duc, vin. Sunt alții însă cărora le plac cadourile. Când mă surprinde cu câte un cadou, cu câte o floare, cu câte o ciocolată, atunci simt că mă iubește. Alții timpul. Nu contează câte cuvinte îmi spui. Nu contează câte e-mail-uri îmi scrii. Nu contează câte îmi faci. Fă-ți timp și stai cu mine. Alții merg pe atingeri sau îmbrățișări și vezi, mai ales când sunt triști sau trec printr-o perioadă mai grea, vine și îți ia mâna și n-au nevoie de cuvinte, au nevoie pur și simplu să-i pui mâna pe după umăr sau să săruți pe obraz. Dacă nu înțelegi că așteptările și manifestările dragostei sunt diferite, dacă nu înțelegi că partenerul tău de viață poate percepe iubirea altfel decât tine, și ea și tu veți fi frustrați. Fiindcă ea așteaptă una și tu îi dai alta. Tot din iubire, spui tu. Dar nu ce o umple pe ea, ci ce te umple pe tine. Fii foarte atent să nu pui motorină într-un motor care merge cu benzină. Ai intenții bune. Exemplu. Nevastă mea e cu cuvinte, da? Trebuie să-i spun cuvinte. Acum, noi vorbim și franceză, și engleză, și română. Noi vorbim în limbi mai mult decât voi toți.
Nevastă mea, cuvinte. Eu v-am spus cum am crescut cu cuvintele la curtici, nu? Două bani îs destule. No, imaginați-vă că eu sunt omul care faptele vorbesc. Și mă duc și fac și dreg. Nu mă interesează cât mi-ai făcut. Nu e decât tu trebuie să-mi spui că mă iubești, dar tu nu vezi că-ți dovedesc că mă iubesc, că te iubesc. La fel alții. Nu mă interesează cât îți faci, fă-ți timp și stai cu mine. Timpul e limbajul iubirilor. De multe ori încercam și mă arătam dragostea față de ea prin tot felul de lucruri, acte de slujire, să le numesc așa, față de ea. Și vedeam că e frustrată și eu mă frustram, cum n-apreciez, cum nu-ți dai seama, nu mă respecti, uite cât te fac pentru tine. Și am spunea o vorbă, două vorbe, scriem ceva, spunem ceva. Zic, bun, tu poți să-mi spui, mie nu mă interesează dacă tu nu mă arăți. Bun, dar tu nu poți să pricepi că avem două modalități de a înțelege dragostea diferit? Și dacă tot îmi spui că mă iubești, asta înseamnă că iubindu-mă faci ceea ce eu simt, nu ceea ce numai tu simți. Și asta înseamnă jertfă. Asta înseamnă să calci peste ceea ce îți vine ție nenatural și să faci pentru ea. Doi, comunicare. Specialiștii afirmă că debitul verbal al femeii este de câteva ori mai mare decât al bărbatului. E foarte clar, toată lumea știe. Asta înseamnă că femeile comunică mai mult decât bărbații. De aceea o nevoie pe care cred că și tu o știi prea bine, că ea are nevoie să vorbească. Mai ales că e o ființă, am văzut mai înainte aici, relațională, emoțională, cere interacțiune. Nu vi s-a întâmplat și vouă că nevasta vine și îți spune hai să stăm de vorbă, tu lași totul, te pui pe scaun și o întrebi, bun, dar ce s-a întâmplat? Apoi nimic, vrem să stăm de vorbă. Păi cum să stăm de vorbă că nimic nu s-a întâmplat? Pentru ce trebuie să-mi pierd vremea? Nu-ți pierzi vremea, cum poți să mă jicnești? Tu stai de vorbă cu mine, discutăm. 95-98% din bărbați caută să discute unul cu altul numai când au nevoie de ajutor și sunt într-o problemă. Femeile caută să discute unele cu altele și când nu s-a întâmplat nimic, de multe ori tocmai ca să creeze probleme, da? Și asta ne dă păstă cap pe noi care nu suntem formatați așa. De aceea dacă vrei să ai liniște și pace, trebuie să-i umpli rezervorul afectiv. Cum umpli rezervorul? Te uiți la rezervorul respectiv. Și dacă are motorină, îi bagi motorină. Dacă are cuvinte, îi cu cuvinte. Dacă are benzină, îi bagi benzină. Poate are nevoie de o floare, poate are nevoie de o îmbrățișare, poate are nevoie de timpul tău. Încearcă să-l umpli. Știi de ce? Dacă ajunge pe roșu și nu mai are combustibil, poți să bagi tot ce vrei tu să bagi. Dacă nu-i bagi combustibilul pe care ea merge, nu o să rezolvi nimic. Și atunci te miri. Dom'le, dar îți fac atâtea. De ce ești așa de frustrantă? De ce ești iritată? De ce te agiți? Sau uite cât te fac. Faci, dar nu faci pe limbajul meu. Bagi motorină într-un motor cu benzină. Mai apoi, cum vreți să vă asculte bărbații nevestelor? Având atenție acum. Neîmpărțită. Da, spunem. Să nu mă pică, e o fază cu steaua, nu mă leacă. Nu mă pică, pic. Atenția neîmpărțită. Nici cu televizorul, nici cu ziarul, nici cu calculatorul, da? De ce? Fiindcă o discuție față în față cu nevastă-tea înseamnă o discuție de la inimă la inimă. Noi ca bărbați, pot să lucru liniștit, să fac tot ce vreau, să vorbesc cu prietenul meu pe chat, pe Skype, pe celular, chiar și în aceeași cameră, fără să ne uităm unul la altul. Care e problema? Doar ne auzim, suntem mai maturi, ne putem înțelege. Nevastă-ta nu pricepe treburile astea. Frecvența e cu totul alta. Da? Încearcă să intri pe frecvență. Pentru nevastă-ta, o comunicare importantă, la fel ca și afecțiunea. Trei, preoția. Soția ta se simte împlinită, iubită, când vede că tu cauți creșterea spirituală a familiei tale. Asta e o datorie a soțului, observați în text, să o iubească ca să o sfințească. Pe cine? Pe nevastă sa. Dar cum vrei, Doamne, neapără să-mi sfințesc eu soția? Dumnezeu nu-ți spune la întâmplare că trebuie să sfințești soția. De ce? Fiindcă tu ești preot în familia ta. În 1 Corinteni 11, vreau să știți că Iisus este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, tu ești liderul spiritual în familia ta. Nu nevasta, fiindcă asta e tendința. Cine se roagă cel mai mult cu pruncii? Soția.
Cine-i se asigură că copiii merg la biserică sau la școala duminicală sau la repetiție sau soția, merg la tineret, soția, nu, Dumnezeu te-a pus lider spiritual în familia ta, ești preot și vrei, nu vrei, într-un fel sau altul, pe tine ca și sos te va lua la răspundere, te va trage la răspundere dacă nu-ți îndeplinești rolul. De aceea te întreb, cât de interesant ești tu de creșterea familiei tale? Cât de mult te rogi cu nevastă ta? Nu vă puteți imagina câte familii vin la biserică, se active în biserică, fac totul pentru biserică, dar în familie nu se roagă împreună. Nu ne rugăm împreună. Oare de ce? Cât de mult e inițiativă în cele spirituale? La fel ca și în primele două, în afecțiune și comunicare, lucrurile astea nu vin de la sine. Bărbaților este foarte greu să le facă. Tocmai de aceea cer jertfă, adică ceva ce te costă, ceva ce trebuie să faci. E în momentul în care tu faci ceea ce Dumnezeu spune să faci, în momentul respectiv vei fi binecuvântat. Fiindcă Dumnezeu știe de ce își cere ție să umpli aceste goluri în viața familiei tale. Da? Lucruri care țin de dragoste. Îți arăți dragostea față de soția ta când faci aceste lucruri. Doi, îți arăți dragostea când oferi protecție. Efeseni 5:27, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cum poate ca biserica aceasta sau orice altceva să ajungă nepătat, neatins, păstrat, curat, fără prihană? Poate numai atunci când lucrul acela este protejat, este ocrotit, nu este pătat, nu este lovit, nu primește zbârcituri. Ei, bărbatul, eu și cu tine am fost chemați de Dumnezeu să oferim siguranță, protecție soților noastre. De aceea una din nevoile de bază ale sexului feminin este nevoia de protecție. 1 Petru capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune la rândul vostru cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și fraza cheie acestui verset e cea pusă în roșu: dând cinste femeii ca unui vas mai slab. În alte cuvinte, oferind acel cadru de protecție, de onoare, de grijă nevestelor noastre. De ce? Tocmai pentru că sunt mai fragile, mai sensibile și au nevoie de protecție și suport. Mai aduceți aminte de Genesa capitolul 2? De diferența dintre cele două cuvinte care descriu facerea femeii și facerea bărbatului? Bărbatul e creat dintr-un proces foarte simplu, în vremea aia, ca și cum făceai un vas de lut, un vas foarte obișnuit în vremea aia. În vremea noastră nu mai avem vase de lut, dar avem vase de plastic, da? Astea le găsim peste tot, sunt cele mai ieftine și cele mai rezistente, le găsești absolut peste tot. Dumnezeu creează bărbatul din material brut, dintr-un clay, dintr-o bucată. Pe când, când e vorba să creeze femeia, Dumnezeu creează, da, o face mai cu grijă. Cuvântul e altul. Cuvântul descrie munca unui sculptor, a cuiva care face ornamente. E adevărat, el e puternic, e creat să fie solid, e creat să fie dur. E un vas mai slab, e creată să fie fragilă, să fie sensibilă, are nevoie de gingășie. Sunt două lucruri diferite, două texturi diferite. De ce? Fiindcă ea, nu în sensul inferiorității, un vas mai slab, ci în sensul fragilității. De aceea Dumnezeu o folosește să fie în spitale, să ne învețe copiii, să aibă grijă de cei bolnavi, de cei căzuți. Bărbații însă sunt cei care merg în armată, merg pe șantiere, merg să lupte, să apere. Și tocmai de aceea, fiindcă sunt două tipare diferite, două texturi diferite, observați în text: bărbaților, tratați-vă nevestele cu înțelepciune. Înțelepciune în greacă, Noul Testament descris în greacă, înseamnă a alege din mai multe opțiuni care e cea mai bună. Asta și alege când sunt în conflict, cum mă port cu nevastă mea. Că n-am cum să mă port ca și cu Gigi de la servici sau ca și cu vecinul care îmi creează probleme. Trebuie să am grijă să aleg cum mă port cu ea. De ce? Fiindcă mai sensibilă. E normal să fie așa.
Bărbatul e creat din material solid, dur, puternic. Poți face ce vrei cu el. Spre exemplu, dacă te enervează, poți să dai cu el de pământ. Mai sare, mai țipă, mai unaltă, dar e tot întreg. Da? Cred că întreg o rămas, da? Întreg, da? E acolo! Acum! Când e nevasta. Când e nevasta și începe să te enervezi, bă, ce cicălesc, e pisălo... Nu mai știi ce să faci, bă, și îți vine să... și o iei și... și dai cu ea de pământ. De ce oare n-am dat eu cu paharul ăsta frumos de pământ? Pentru că este un vas cum? Mai slab. E mai... hai să nu intrăm pe detaliile care e mai scump că nu asta ne... e un vas mai slab, nu în sensul inferiorității, ci în sensul texturilor. Texturilor. Ce s-ar fi întâmplat, s-ar fi spart. E mai sensibil. De aceea, bărbaților, tratați-vă cu înțelepciune, cu cinste, din cinste soției ca unui vas mai slab. Fiindcă dacă nu faceți așa, și ăsta e textul, nu eu l-am pus, Dumnezeu l-a pus aici. Că nu faceți așa, dacă calci responsabilitatea legământului tău de a o iubi, de a o îngriji, de a o hrăni ca un vas mai slab. Fii atent ce consecințe sunt asociate cu lipsa de tandrețe în familie. Ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile voastre. Degeaba te crezi mare în viața de credință. Degeaba te rogi și cauți soluții înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu tratezi nevasta cum își cere legământul, rugăciunile tale nu s-or duce nici măcar până în tavan. Și am avut cazuri de consiliere unde stăteam față în față cu nenea director de firmă și îmi zicea: Cristi, nu mai știu ce să fac. Eu nu mai pot, mai mă rog, postesc, am probleme, parcă Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor. Spune-mi, dă-mi un sfat, cu cine să mai vorbești, ce trebuie să mai fac, încotro să mai iau, ce hotărâri să... Și la un moment dat întrerup discuție, spun: bun, hai să vorbim altceva. Zi-mi un pic, cum e relația ta de familie? Păi ce are de face familia cu business-ul meu? Păi zi-mi un pic cum e relația ta de familie. Dar ce trebuie să spune ție cum mă înțelegă cu nevastă mea? Păi eu te întreb, cum e relația ta de familie? Pentru că s-ar putea ca dincolo de afacerile tale și de problemele tale și de luptele tale, tu să nu-ți dai seama că Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciune datorită unor probleme pe care tu le ai în casa ta și nu ești conștient de ele. Că stratezi pe toți ceilalți ca niște clienți și afaceriști, dar pe nevastă de cap o cârpă. Și atunci te mai și aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă rugăciunilor tale. Hai să fim serioși. O grijă, o responsabilitate a bărbatului, protecție. Ba mai mult, trei, grijă. Trebuie să-și manifeste grijă, un interes vădit pentru familia lui. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag și Hristos biserică. 1 Timotei capitolul 5: dacă nu poartă cineva de grijă celor de-ai lui, mai ales cei din casa lui, s-a lepădat de credință, este mai rău decât un necredincios. Și bărbatul, fiind lider al familiei, are această responsabilitate clară de a purta de grijă, dar nu în detrimentul celorlalte puncte menționate până aici, fiindcă sunt unii care vin și se justifică. Ce să mai vrei tu să mă rog eu cu pruncii mei? Tu nu-ți dai seama cât lucrez, cât muncesc, cine aduce pâine în casa asta? Tu ce obosit sunt? Vrei că acum să te mai și tratezi ca un vas mai slab? Munca e mai importantă decât mofturile tale. Nu sunt mofturi, dragul meu, sunt nevoie. Când munca sau orice altceva ajunge pe primul loc și nevoile sunt neîmplinite, așteaptă-te la probleme. De ce? Fiindcă nevoile principale ale soțiilor noastre au de-a face cu legământul și responsabilitățile noastre ale soților față de ele, rolurile noastre față de ele. Iubire, protecție, grijă. Am încheiat cu nevestele. Hai să ne ocupăm de bărbați. Care credeți că sunt nevoile principale ale bărbaților? Probabil că unii dintre voi veți avea păreri diferite, eu vă redau trei dintre ele. Tot textul din Efeseni ne spune în continuare: nevestelor, adică voi femeilor care ați intrat într-un legământ conjugal, fiți supuse bărbaților voștri. Și aici deschidem cutia Pandorei. Fiindcă această poruncă se repetă și în alte pasaje din Scripturi și asta înseamnă că e ceva important și foarte interesant cum
indiferent că ai bărbați care trăiesc în New York sau trăiesc prin tot felul de insule băștinașe sau trăiesc în Ploiești sau în Arad, bărbatul are nevoie de respect. Și vreau să ne apropiem un pic de nevoia asta bărbatului și să vedem cum Dumnezeu împlinește nevoia prin această poruncă pe care o dă femeii: fi supusă, arată respect bărbatului. Cuvântul în greacă supus este un cuvânt compus. Hupotaso. Hupo înseamnă sub, taso înseamnă a așeza, a așeza ceva sub altceva. Nu ca inferioritate, ci ca potrivire, ca complementaritate, ca funcționalitate. Spre exemplu, cravata întotdeauna o pui sub guler. Cravata nu o pui deasupra gulerului, cravata nu o porți, eu știu, la cămașă fără guler, nu o legi la brâu, nu ți-o pui pe cap. Cravata ți-o pui sub guler. De ce? Fică acolo e locul, acolo a fost făcută, ba chiar gulerul a fost creat în așa fel încât să se potrivească acolo și numai acolo. Când vorbeai de hupotasă, vorbeai de un cuvânt care exprimă o astfel de potrivire în ceea ce privește funcționalitatea. O ordine în care un lucru se așează sub un alt lucru pentru a forma acel întreg și acel întreg care să funcționeze normal, în cazul nostru, relația dintre soț și soție. Acum, e adevărat, cuvântul sperie. De ce sperie? Din cauza abuzurilor care s-au întâmplat în diferite familii. Dar ideea esențială e respectul. Dumnezeu cere ca nevestele să-și respecte soții. Și este o carte care e tradusă și în limba română, n-am adus-o cu mine, Dragoste și respect. Cred că Egerich s-a scris-o. E foarte bună, biblică, exact, practică. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că bărbatul ia toate hotărârile în casă? Nu neapărat. Dar bărbatul are și este responsabil pentru bunul mers al familiei și are autoritate lăsată din partea lui Dumnezeu. Și când e vorba de autoritate, nu există, chiar și în lumea noastră, autoritatea merge mână în mână cu respectul. Respectul. Acolo unde iubirea nu se manifestă, e o problemă. De aceea, când vorbește de supunere, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri și detalii importante. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Fiți supuse, în greacă, la diateza reflexivă. Asta spune, în mod voluntar, supuneți-vă. Tu însuți, ca soție, de la tine, nu forțată de cineva, de soțul tău sau de altcineva, să te supui, ci tu voluntar supune-te. Și lucrul ăsta vreau să reții, fiindcă respectul adevărat nu poate veni din afară, ci doar dinăuntru. Și asta e diferența mare între creștinism și celelalte religii, care vorbesc tot de supunerea femeii, dar o cer forțat. În alte cuvinte, forțează supunerea. La fel cum bărbatul trebuie să se jerfească pe sine însuși, să arate dragoste femeii, la fel și pentru femeie, știu că nu-i vine ușor, trebuie să-și respecte bărbatul, să meargă împotriva instinctelor ei și să poată să se așeze la locul care Dumnezeu i l-a dat. De unde știu treaba asta? Geneza capitolul 3. Biblia ne atrage atenția asupra acestui pericol. Eva a fost creată cu scopul de a-l ajuta pe Adam. În Geneza 3, Dumnezeu vorbește și după ce păcatul se întâmplă, consecințele vin și Dumnezeu spune așa: femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Și eu încă n-am prea întâlnit o femeie care să nu nască cu durere copii și să n-aibă suferință în sarcină. Precum e de adevărat prima parte, tot așa e de adevărat așa a doua. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, atenție, iar el va stăpâni peste tine. Cuvântul dorință n-are de-a face cu probleme sexuale, pofte sau nevoi psihologice, ci vorba de același cuvânt ca și în cazul lui Cain din Geneza 4:7, unde Dumnezeu vine și spune: hei, păcatul pândește la ușă, dorința lui să ține după tine. E vorba de o stare care te împinge spre constrângere, impunere, silire, forțarea cuiva. În alte cuvinte, păcatul pândește la ușă, dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, să ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale
se vor ține după bărbatul tău, adică te vor împinge mereu, te vor forța să-l domini, să-l controlezi, să te lupți mereu pentru poziția aia pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar el va stăpâni peste tine. Vezi, când tu nu-ți respecti bărbatul, când tu te revolți, când uneori îl tratezi ca și pe un gunoi sau pur și simplu nu-l bagi în seamă, atitudinea asta e un rezultat direct a unei probleme cu mult mai adânci, care nu mai ține de modul în care tu ai crescut, care ai fost educată, ci ține de spiritualitatea ta, fiindcă există o legătură spirituală între lipsa de respect și consecința păcătenică. Acum, pentru necredincios e ceva normal, pentru credincioși e însă anormal. Nevestele care nu se luptă să-și respecte bărbații umblă în fire și nu în voia lui Dumnezeu. La fel ca și în cazul bărbatului, care în loc să caute tandrețe, gingășie, iubire față de soțiile lor, nu le pasă, merg înainte ca cei din lume, nicio diferență. Dar datorită legământului, și mă întorc înapoi, datorită legământului și a responsabilităților care le avem, care ne sunt scrise, ne sunt date, făgăduințele pe care le facem înaintea Domnului, lucrurile astea nu rămân fără consecințe. De aceea trebuie să avem mare grijă. Mare grijă. Nevestelor, fiți supuse cu ei. Bărbaților voștri. Nu părinților voștri, nu socrilor voștri, bărbaților voștri. Fiindcă așa vrea El, nu fiindcă așa vrea Dumnezeu. El știe de ce. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. De ce? Fiindcă bărbatul este capul. Așa l-a făcut Dumnezeu să fie. Sunt familii în care există două capete. Știți ce înseamnă un singur trup cu două capete? Monstru. Dacă vrei să o viață de cerber, în căsnicia ta trăiește cu două capete. Nevestele însă, observați, cum trebuie să fie supuse? Nu oricum, ci în Domnul soților lor. Și asta înseamnă că arăți respect față de soțul tău în lucrurile pe care Domnul le aprobă. Nu în situații imorale, nu în situații ilegale, nu în situații de păcat în care soțul tău te împinge, te forțează, te îndeamnă să le aprobi, nici vorbă. În Domnul înseamnă în perimetrul moralității și spiritualității în care Dumnezeu ne-a creat să fim. De altă parte, tot această expresie în Domnul te ajută și în situații când omenește vorbind nu mai simți deloc respect față de soțul tău. Poate te-o frustrat la culme, poate te-o enervat, te-o supărat, dar în loc să-l faci varză, ce-ar fi să arăți respect? Și nu neapărat datorită faptului că tu crezi în el sau respecti la momentul ăla, ci poți să-i spui: Doamne, la momentul ăsta tu știi cât de frustrată sunt, tu știi cât de supărată sunt pe el, tu știi cât de... și așa mai departe, dar în Domnul, înaintea ta mă supun și nu pentru el o fac, ci o fac pentru tine, tocmai ca să respect legământul, și mă supun în Domnul soțului meu, chiar și când el este imperfect față de mine. Și asta e jertfa pe care atâta soțul trebuie să o aibă față de nevastă sa, că și nevastă trebuie să aibă față de soț, chiar și când nu-i vine de la sine. Anormal, dar normal pentru un creștin. Nevoia de respect a bărbatului. Responsabilitatea soției. 2. Nevoia suportului sau responsabilității casnice. 1 Timotei 5 cu 14. Vreau doar ca văduvele tinerele să se mărite, să aibă copii și, observați, după ce se căsătoresc și întemeiază familie, ce să cere de la ele? Să fie cum? Gospodine în casa lor. O nevoie esențială a bărbatului, putem spune că e o dorință intrinsecă, e să aibă o nevastă care e gospodină, care să se îngrijească de ceea ce înseamnă cămin, casă. Și aici intervine rolul și responsabilitatea aceasta de suport casnic. Nu-i mare lucru, e un pat curat, e o mâncare caldă, e o grijă pentru copii, un ajutor moral, ceea de el are nevoie. E foarte interesant termenul să fie gospodin în casa lor. Termenul este despot oikos. Despot înseamnă manager sau stăpân, oikos înseamnă cămin. În alte cuvinte, în căminul ei, acolo, în bucătăria ei, în casa ei, nevastă, trebuie să știe cum să-și administreze lucrurile, cum să-și îngrijească, cum să hrănească. De ce? Fii atent cum continuă textul: să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Observați?
responsabilitatea pământească să se îngrijească, să fie gospodină, legată automat de vertical, să nu dea potrivnicului. Care e potrivnicul? Vecinul de bloc? Diavolul. Nu ți împlinește îndatorirea din legământ, responsabilitatea care o ai înaintea lui Dumnezeu, dai prilej potrivnicului. Dai prilej potrivnicului. Și aici mai amintesc încă un punct legat tot de bărbați și probabil unul dintre cele mai sensibile, și anume, o nevoie a bărbatului și o datorie a femeii este legată de relațiile intime. 1 Corinteni 7. Unii consideră că astfel de subiecte trebuie să rămână tabu în biserici. Eu nu cred lucrurile astea. Cred că mai multe ravagii s-au făcut în biserici, fiindcă Biblia n-a fost predicată pe subiectele astea și oamenii au fost lăsați după capul lor. Dacă Biblia vorbește și noi trebuie să vorbim, ce ne spune Biblia? Ceea ce constatăm și noi, nevoia sexuală e reciprocă. Soțul, soția o au, dar procentajele diferă. Soții sunt cu mult mai vulnerabili, cu mult mai expuși pericolului acestuia. De aceea textul din Corinteni ne ajută să înțelegem lucrurile astea. 1 Corinteni 7 cu 2. Totuși, din pricina curviei, a pericolului despre care tocmai vorbeam, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească datoria de soț față de nevastă și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț și sublineați cuvântul acesta, datorie, aceeași expresie pe care am întâlnit-o și în Exod, când era vorba de dreptul celui căsătorit. În cadrul legământului marital, expresia aceasta are de-a face cu relațiile intime dintre cele două, dintre cei doi. De aceea relațiile intime nu sunt ceva opțional, ci sunt considerate o datorie. În mitzva evreiască, în tradiția evreiască, exista și un concept pe nume onah. Era privit ca o datorie, ca o ratificare a legământului marital. Acum, pe cât suntem de serioși în a le spune celor necăsătoriți să se ferească, să rămână curați, să nu pășească ei, să aibă foarte mare grijă, pe atât de serioși trebuie să fim când vorbim celor căsătoriți, celor care s-au căsătorit, să-și îndeplinească datoria conjugală față de soț sau soție, fiindcă e un lucru foarte serios. În Talmud, scrierea de căpătâia evreilor după Scripturi, stă scris: o soție ar trebui să prefere un salariu mai mic din partea soțului decât un salariu mai mare și, fii atent, o separare față de el. Eu scrie Talmudul și l-aș pune în mâinile fiecărui român care pleacă în străinătate să lucreze. Pentru că numai eu știu câte dezastre am întâlnit în familie de pocăiți care zic că merg să le facă la prunci bani și la neveste tot felul și până la urmă ajung dezastru în căsătoria lor, tocmai datorită acestei probleme, pentru că nu suntem imuni și bărbații cad și cad groasnic în păcatul ăsta și femeile la fel. Pe vremea Domnului Iisus, evreii făceau jurăminte și posteau, se înfrânau de la plăceri și nevoi trupești, dar limita prescrisă, erau două categorii de farisei în vremea aia, oamenii care, într-un fel, ghidau viața religioasă în Israel. Era școala lui Hilel și școala lui Shamai. Școala lui Hilel spunea, o săptămână să rămână fără relații intime. Cei al Shamai, maxim două săptămâni. De ce? Tocmai din cauza păcatului și a ispitei curviei. De aceea Pavel în 1 Corinteni 7 spune așa: să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndelebniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși. De ce? Fii atent! Ca să nu vă ispitească Satana, observați? Ești din legământ? Nu mai vrei să ții legământul? Găsești motive, inclusiv pe tema asta sensibilă? Cine atent să sară și să-ți aducă consecințe? Satan. El știe mai bine ca tine că dacă tu nu-ți împlinești treaba asta, fie că nu o faci din frustrare, fie că vrei să te răzbuni pe el, fie că dacă nu o faci, Satan va veni și te va ispiti. Atenție, ce rău, abia așteaptă să prind un prilej. Și aici vreau să dau ceva. Nu știu de unde și până unde s-a născocit ideea în anumite cercuri creștine că soția pocăită, cu cât e mai neîngrijită, cu atât e mai sfântă. Sfânt ești când asculți de Domnul. Știi ce îți spune Domnul legat de soțul tău? 1 Corinteni 7 cu 34. Femeia măritată se îngrijește de lucrurile lumii, ce să facă? Cum să placă cui? Bărbatului ei.
Tu trebuie să placi bărbatului tău, nu doar înainte de căsătorie, ci și după. De ce e important acest subiect? Fiindcă pe latură sexuală, bărbații sunt atrași din punct de vedere vizual. Și dacă nevastă nu se îngrijește să fie atractivă, nu vorbesc aici indecență și chestii de genul, ci atractivă, lucruri normale. Tu îți expui soțul la ispite. De aceea Scriptura spune, tu trebuie să placi bărbatului tău. Sunt lucruri lumești, nu sunt lucruri lumești. Scriptura spune, femeia să se îngrijească de lucrurile lumii, dacă le numești lumești, cum să placă bărbatul ei. Scriptura îți spune. De aceea așa cum trebuie să te îngrijești de suportul casnic, probabil că trebuie să te îngrijești un pic și de suportul cosmetic, cât de cât. Altfel, observați, lupta spirituală e în toi. De ce? Fiindcă căsnicia nu e doar o relație, ci un legământ. E un legământ. Și acum vreau să concluzionez lucrurile astea și să le adun în jurul unui cuvânt, pentru că lucrurile astea nu sunt simple. Nu ne par simple, dar știm când sunt puse în practică extrem de dificile. Și extrem de dificil înseamnă că nu-ți vine de la sine să le faci. De aceea vreau să reiterez cuvântul jertfă. Toate responsabilitățile bărbatului, toate responsabilitățile femeii n-au cum să fie împlinite în fire, fiindcă fire atinsă de păcat și trage mereu oala spre focul ei. De aceea în căsnicie avem nevoie de Dumnezeu. De aceea o căsnicie între un bărbat credincios și o fată necredincioasă, sau o fată credincioasă și un bărbat necredincios, și asta nu înseamnă că una e ortodoxă și alta e pocăită, poți să avem pocăiți necredincioși și ortodoxi credincioși la un moment dat, da? Mă refer la cei care sunt născuți din nou și au relație cu Dumnezeu. Nu te băga și nu te înjuga la un jug nepotrivit. Gândește-te de dinainte. Nu te lăsa prins și îndrăgostit numai de ea sau de el, ca după aia să-ți tragi pirele din cap. Ieri am stat de vorbă cu o femeie căsătorită de 10 ani, care a venit în disperare și m-a întrebat, nu mai știu ce să fac. De ce? Nu mai am alte soluții. M-am căsătorit cu el, l-am iubit, am crezut că l-atrag spre Domnul, am crezut că l-evanghelizez și la momentul ăsta nu mai există nicio șansă. Copiii noștri sunt praf, pentru că vreau să mă duc ei la biserică, el nu-i lasă. Eu vreau să mă rog în spirit, ce tot te rogi atâta, lasă-mă în pace. Și când e vorba de jertfă, eu mă jertfesc, așa găsesc în Scripturi, el tot timpul e egoist și trage oala la el. N-am cum să explic. Păi n-ai cum să explici din momentul în care mintea ei nu a fost renoită, mintea lui nu a fost renoită și Hristos nu locuiește în el. Pentru că numai un om normal, în sensul spiritual al cuvântului, își dă seama că în relații tu trebuie să te apleci înspre celălalt, nu numai de dragul lui, ci de dragul lui Hristos. Și dacă n-ai pe Hristos, backup-ul tău, tu niciodată nu o să poți să faci față singur. Jertfă. Jertfă. Foarte interesant. Cuvântul care apare cel mai mult când e vorba de căsnicii este cuvântul agape. Ceea ce lumea nu are, Dumnezeu are. Agape, care înseamnă dragoste jertfitoare. Fiți atenți. În toate pasajele ce țin de viața de familie în Scripturi, cuvântul acesta e folosit pentru a descrie iubirea dintre soț și soție și invers. Și așa cum astăzi pentru noi anumite lucruri de genul ăsta par anormale, dacă m-aș duce să vorbesc cu unor oameni din lume, ar zice, bă, dar tu ești bătut la cap, de unde îmi vii cu lucrurile astea? La fel de anormale erau pe vremea apostolului Pavel. Spre exemplu, expresia bărbaților efeseni, iubiți-vă nevestele, cuvântul agape-i folosit pentru a descrie dragostea soțului față de nevastă. În lumea greco-romană și în lumea iudaică, mentalitatea patriarhală domina decisiv. În alte cuvinte, nu-ți puteai permite să vii la un bărbat să-i spui să-și iubească nevasta, mai ales să folosească cuvântul agape să se jertfească pentru ea. Vă citesc din două surse, una greco-romană, alta iudaică. Să vedeți cum erau privite femeile, chiar nevestele în epoca aia. Demostene, în civilizația greco-romană, scrie în numele bărbaților de atunci. Avem curtezane pentru plăcerile noastre, avem prostituate pentru uz zilnic și avem neveste care să ne facă copii legitimi și care să se îngrijească de treburile casei. Rabinul Iuda și rabinul Meir, cunoscuți în lumea iudaică,
prin cele trei binecuvântări care le recomandau fiecărui bărbat evreu, pe care să le recite în fiecare zi când se trezește dimineață. Mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut dintre neamuri, mulțumesc că nu m-ai făcut femeie și mulțumesc că nu m-ai făcut țăran. Și știm bine, chiar și în Israel, cum erau tratate femeile vis-a-vis de templu, vis-a-vis de sinagogă și așa mai departe. De aceea când Pavel vine și spune bărbaților, iubiți-vă, și termenul agape, adică jertfiți-vă de dragul lor, e o experiență șocantă, revoltătoare pentru orice grec, roman, evreu din vremea aceea. Erau în vremea aceea niște coduri ale familiei numite Hausstaffel, în Efeseni, mai ales în Efes, și în Roma, unde Petru scrie. Și unul dintre cei mai de seamă exegeți ai cărții Efeseni, Lincoln, spune așa: este demn de remarcat că verbul, cuvântul agapao, de unde vine agape, nu-l găsește niciun cod de familie din lumea greco-romană cu referire la responsabilitățile bărbatului. Pavel atacă direct tendința de dominare patriarhală a lumii de atunci. Să ne mire lucrul ăsta? Nu ne miră. Fiindcă Dumnezeu a fost și atunci, îi și azi, împotriva mersului acestei lumi. De aceea lucrurile astea par ciudate pentru cei din lume, dar ele reprezintă tiparul divin a unei căsnicii sănătoase când e vorba de Dumnezeu. O atitudine a inimii, acelei dragoste care se hotărăște, ia o hotărâre că în momentul în care intră în căsnicie, intră în căsnicie iubind altfel. Cum altfel? Nu doar cum o iubit până acum, dacă îmi place de tine te iubesc, dacă nu-mi place nu te iubesc, dacă faci aia, fac și eu, nu. Ci intră în căsnicie cu o iubire agape. Indiferent prin ce vom trece, indiferent ce se va întâmpla, știu că vom fi frustrați, știu că vom trece prin conflicte, dar vreau înaintea lui Dumnezeu să mă arăt dragoste față de tine, să te respect, să am grijă ce scot pe gură, să am grijă cum te tratez, să fiu sigur că te îngrijesc. Reversul e valabil și pentru soții. Fiindcă dragostea agape nu e dragostea care condiționează, fac când faci tu. Agape e dragostea care se dă. S-a dat ca jertfă pentru ea. Dacă suntem ai lui, trebuie să iubim ca el. Și trebuie să iubim ca el, nu doar la clișee baptisto-penticostalo-pontice, ci trebuie să vorbim și să trăim lucrurile astea în viața de fiecare zi. Când spui că vreau să iubesc ca el, asta înseamnă că în familia mea trebuie să fiu atent cum îmi tratez soțul, cum îmi tratez soția, dacă vreau să reprezint pe el. De ce? Fiindcă în momentul în care tu vei fi atent cum îl tratezi, chiar și dacă jerfești, chiar și dacă te smerești, chiar și dacă te umilești, chiar și dacă în frustrarea lui el te tratează sau el te tratează ca un necredincios, Dumnezeu vede, repet, când tu ai intrat acolo la altar, tu și ea, din momentul ăla n-ați intrat singur, din momentul ăla în mașină, în bucătărie, pe stradă, acasă, peste tot, Dumnezeu privește. Și legământul făcut dintre voi poate să aducă binecuvântare atunci când într-adevăr tu jerfești, sau poate să aducă consecințe atunci când tu ți-o iei pe cont propriu și nu o las că ți-arăt eu. Dumnezeu îți va arăta. Și nu-i bine să ajungi până acolo când El va spune las că ți-arăt eu. Binecuvântat vei fi când vei clădi căsnicia așa cum o vrea Dumnezeu. De aceea caută să pricepi ce cere Dumnezeu de la tine. Ți-am recomandat o carte. Mai sunt și altele. Am adus cu mine câteva din cărțile pe care și eu le-am scris. Unde sunt vreo 16 capitole care sunt dedicate vieții de familie și creșterii copiilor. Am adus pentru cei care nu vă place să citiți câteva MP3-uri, sunt 17 mesaje pe viața de familie și de creșterea copiilor. Le găsiți aici pe hall, le puteți asculta. Ideea care e? Încercați să investiți în viața voastră de familie. Așa cum mașina ta trebuie la 30.000 de kilometri să o duci la o revizie tehnică, trebuie să-i schimbi uleiul, trebuie să faci ceva, altfel te trezești cu ea că-ți moare și degeaba înjuri, țip, te enervezi, n-ai ce să faci. Tu cu mâna ta ți-ai făcut-o. La fel și în viața de familie. Nu aștepta până ce ajungi casa să-ți ia foc. Când simți miros de fum, mai înainte, previn-o. Previne incendiul. Ia o carte, citești.
roagă-te cu soțul tău, vină în consiliere, găsește-ți momente unde asculți numai tău mesaje, mergi la o conferință. De ce? Fiindcă trebuie să-ți clădești o căsnicie sănătoasă. Dacă există un lucru pe care trebuie să-l cauți înainte de a căuta o căsnicie fericită, este să cauți să-ți clădești o căsnicie sănătoasă. Și asta, repet, nu vine de la sine. Dar slavă Domnului că ne-a dat și ingrediente, adică ne-a spus cum, ne-a dat și binecuvântarea Duhului Sfânt care ne dă și putere să o facem. Ne-a dat și posibilitatea rugăciunii, unde dacă te afli în impasă, poți să vii să ceri ajutor. Și mai mult decât orice, ne-a dat promisiunea Lui că dacă la nivelul inimii avem o intenție în direcția asta, El ne va da și înfăptuire. De aceea clădește-ți fericirea clădind o căsnicie sănătoasă. Întrebări. Hai să ne uităm. Mai aveți foaie la voi? Scoatem foile, scoatem pixurile. Și scriem. Prima întrebare. Repet, fiecare în dreptul lui, fără să ne uităm la el, fără să ne uităm la ea. Cine mai are nevoie de foi, sunt aici pe masă, numai trebuie să ridici o mână. Sunt și vreo 3-4 pixuri. Mai are cineva nevoie de foi? Pixuri? Laurenț a pus bărbatul pe masă, e bine. Care spui tu că este nevoia primordială a partenerului tău de viață? E soț, te gândești, care consideri tu că e nevoia nevestei tale? Ești nevastă, care e nevoia soțului tău? Imposibil să n-o vezi. Să n-o simți. Scriu acolo pe foaie. Și după aia arată-i foaia partenerului tău să vezi dacă și el crede la fel. Nu strică câteodată să vezi dacă tu bagi motorină într-un motor cu motorină sau bagi motorină până la refuz într-un motor cu benzină și după aia te miri de ce tușește nevastă. Bun, întrebarea 2. Ce crezi că ar trebui să facă partenerul tău de viață să-ți împlinească nevoia ta mai bine? Cum te referă la nevoia ta, da? Tu ai o nevoie primordială, o știi. Ce crezi că ar trebui partenerul tău să facă să-ți împlinească mai bine? Și scrie. Ce crezi că ar trebui ca el să facă să-ți împlinească mai bine? Ai scris? Arată-i. Așa că unii dintre noi deja cam am știut ce vrea să scrie ea sau el pe foaia aia. Problema e nu-i dacă știi, problema e dacă ce începi să faci. Întrebarea 3. Care consideri tu că e o a doua nevoie
a ta de data asta, a ta, care n-o scris-o partenerul tău, dar care t-o simți. Scrie-o și apoi arată-o partenerului tău. Și întrebarea 4, ce crezi că ar trebui să facă el sau ea să ți-o împlinească mai bine? Ce ar fi ca acolo unde stați să vă rugați împreună vis-a-vis de ce l-au auzit în după masa asta aici? Nu știu cu ce pleci de aici, nu știu care a fost detaliu pe care l-ai pus acolo în cutiuța minții și inimii tale, dar ce ar fi să-l aduci înaintea Domnului împreună cu soția ta, cu partenerul tău? Deci ar fi că în momentele astea să poți să faci rugăciune împreună cu el și cu ea.